Și bine v-am găsit la conferința de prezentare a raportului privind respectarea drepturilor omului în regiunea transnistriană pe timp de pandemie COVID-19. În lumina evenimentelor neplăcute din ultima perioadă, și aici mă refer inclusiv la reținerea de ieri a celor 4 lucrători care se îndreptau spre terenuri, la problemele medicilor, la problemele altor categorii de persoane care nu se puteau deplasa spre serviciu și înapoi spre domiciliu, am decis ca acest eveniment de prezentare a raportului să se desfășoare anume aici, mai aproape de oamenii cărora le sunt încălcate drepturile, aici în incinta primăriei Moldova Nouă. Înțelegem că conflictul transnistrian este o problemă care se discută, dar aceste discuții și acest dialog politic considerăm că nu trebuie să afecteze drepturile oamenilor nici într-un caz, oamenilor din această regiune. Asociația Promolex cere autorităților să se mobilizeze și să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura oamenilor un trai cu drepturi asigurate, drepturi care se respectă. În continuare, până a oferi cuvântul colegului meu, Pavel Cazacu, care va prezenta principalele concluzii, constatări și recomandări din cadrul raportului, țin să mulțumim gazdelor care ne-au invitat să facem prezentarea aici, în incinta primăriei, și să subliniem faptul că spre finalul evenimentului vom avea un dialog cu reprezentanții sau cu primarii de Corjova, Moldova Nouă și Cocieri, care ne vor spune cum problemele, îndeaproape problemele cu care se confruntă aceștia. Acum, Pavel, te rog să ne prezenți constatările raportului. Inga, îți mulțumesc. Într-adevăr, suntem astăzi la Moldova Nouă, în cadrul primăriei Moldova Nouă. Alături de mine îi avem pe cei trei primari, pe domnul Sergiu Oprea, primar de Corjova, doamna Raisa Spinovski, primar de Cocieri, și domnul Gazea Oleg, primar de Moldova Nouă. Voi prezenta raportul nostru pe care l-am pregătit în ultimele 3 luni de zile. A fost o monitorizare destul de anevoioasă, dar necesară. Și după ce voi prezenta cele mai importante constatări, cele mai importante evenimente din ultimele 3 luni, vom încerca, voi da cuvântul celor 3 primari și îi voi lăsa, de fapt, să povestească în câteva cuvinte cum s-au simțit ei în această perioadă, cum s-au simțit oamenii în această perioadă și cu ce probleme s-au confruntat și cu ce probleme încă se confruntă în această perioadă. Trebuie să remarc că înainte de a începe, chiar dacă suntem aici la Moldova Nouă, în Dubăsar, oricum raportul nostru privește situația din întreaga regiune transnistreană și ne-am străduit ca să atingem cele mai importante și cele mai grave încălcări care au fost, care s-au întâmplat în ultimele 3 luni. Acum, referitor la raportul nostru. Raportul nostru se referă la descrie, de fapt, cele mai importante încălcări, dar de la bun început, primele 2 capitole descrie, face un sumar, de fapt, al celor mai importante acte, acțiuni, evenimente adoptate pe de o parte de către autoritățile constituționale de la Chișinău, iar pe de altă parte de către structurile de fapt din regiunea transnistreană. Pentru că, de ce a fost necesar lucrul ăsta? Pentru că este important să observăm care au fost efectele acestor acțiuni anume în privința oamenilor, anume în privința oamenilor simpli sau chiar funcționari de stat care din anumite motive li s-au încălcat mai multe drepturi, le-au fost îngrădite mai multe posibilități simple, normale, firești, de fapt, pentru că oamenii, în primul rând, ar trebui să se bucure de drepturile și libertățile lor. Deci, în primul rând, trebuie să menționăm că începând cu instituirea stării de urgență la 17 martie în regiunea transnistreană, a avut anumite efecte. Principalele efecte a fost, pe de o parte, blocarea, de fapt, a pretinsei frontiere, instalarea unor posturi nelegitime
în zona de securitate, în jur de 37 de posturi nelegitime și ulterior aceste probleme au dus la alte probleme subsidiare, cum este, spre exemplu, problema Bacului sau supraaglomerarea feribotului de la, care face legătura între localitățile Molovata și Molovata Nouă. Și acest lucru a dus în final la nemulțumirea oamenilor, la indignarea oamenilor, pentru că acest BAC, acest mijloc de transport, este unica, singura cale de acces de pe malul stâng, pe malul drept. Suplimentar, este important de menționat că ca urmare acestor restricții, mai multe categorii de persoane s-au îngrădit dreptul la libertate de circulație. Aici vorbim de medici, aici vorbim de fermieri, aici vorbim de angajați din instituțiile de stat, penitenciare, polițiști, simpli angajați de la diferite instituții de întreținere anumitor utilități. Acest lucru a forțat, practic, autoritățile constituționale să inițieze din nou negocieri pe aceste probleme și să facă alte liste suplimentare, alte cu oamenii care să se regăsească în aceste liste și pentru a putea permite trecerea prin aceste posturi instalate abuziv. Cu regret, o să observăm, de fapt observăm în raportul nostru că nu toate categoriile de persoane s-au putut bucura de aceste acorduri între Chișinău și Tiraspol. Spre exemplu, până astăzi problema medicilor încă este nerezolvată, însă cu ajutorul partenerilor externi a Uniunii Europene, medicii sunt cazați pe malul drept și pe bază de principii benevole ei activează astăzi în instituțiile de pe malul drept. Ulterior, în afară de problema libertății de circulație, noi am identificat și alte probleme care ne par nouă la fel de importante și care au fost încălcate destul de grav. Este dreptul la libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal. Aici vorbim de situații când cei de la Tiraspol, adoptând anumite acte, anumite documente, au încercat cumva să închidă gura oamenilor care sunt incomozi sau care au încercat să spună ceva acum pe timp de pandemie, au încercat să critique sau au încercat să vină cu o poziție mai critică despre regimul de la Tiraspol și aceste decizii au fost urmate de niște decizii judecătorești, pretinse judecătorești, în care oamenii au fost încarcerați, au fost privați de libertate, anume pentru că și-au spus punctul de vedere. De asemenea, am mai observat în această perioadă probleme ce țin de libertatea și siguranța persoanei. Aici vorbim de privări ilegale. Suntem astăzi la Molovata Nouă, unde unul dintre cele mai răsunătoare, de fapt, cazuri din această perioadă a fost arestarea și condamnarea a unor doi șoferi de ambulanță, care între timp, cu ajutorul autorităților constituționale, au fost eliberați, însă problema oricum a rămas pentru că libertatea de circulație încă a rămas neasigurată, practic. Și în final, în ultimul rând, de fapt tot la acest capitol, să nu uităm și despre recrutarea forțată a tinerilor în pretinsă armata transnistreană, pentru că în această perioadă, pe de-o parte, era blocată frontiera, instalate posturi nelegitime, iar regimul de la Tiraspol oricum a decis să petreacă această acțiune de recrutare a tinerilor și dacă înainte tinerii mai puteau să scape de această capcană, în această perioadă, ținând cont de izolarea completă a regiunii transnistrene, tinerii practic s-au simțit ca în capcană și oricum tinerii au fost recrutați în continuare în pretinsă armată transnistreană. Și în ultimul rând despre cele 8 școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană, pentru că chiar dacă procesul educațional a fost suspendat, chiar dacă școlile au funcționat o mare parte din timp de la distanță, profesorii, personalul din aceste școli s-au confruntat cu probleme când ei, locuind pe teritoriul necontrolat de autoritățile moldovenești, aveau nevoie să ridice, spre exemplu, salariul de pe carduri în bancomate care se află pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova. Acest moment a determinat încă o dată ca autoritățile constituționale să intervină și să aibă un comportament retroactiv sau să reacționeze la acest moment.
și să se ajute pe profesori, pe și alt personal din aceste școli ca să îi ajute să se transporte până pe malul drept pentru a fi ridicate sau la alte bancomate, cum este, de exemplu, la Cocieri, se ridice salariile pe care sunt îndreptățiți, de fapt, să le primească. Aceste probleme pe care le-am identificat, practic, sunt firul roșu al raportului nostru, sunt problemele cele mai importante pe care le-am identificat și considerăm noi că în această perioadă, am observat lucrul ăsta, că în această perioadă situația drepturilor omului cu regret s-a înrăutățit, cu regret situația, problemele care erau anterior, probleme nerezolvate cu anii, în această perioadă s-au înrăutățit sau s-au dublat, iar cu oamenii, pentru că în această perioadă, monitorizând, am avut foarte multe discuții cu oamenii din teritoriu, cu administrația publică locală, cu simpli locuitori, cu medici și așa mai departe, oamenii nu și-au ascuns indignarea sau mâhnirea despre situația creată și o să vedem în continuare pentru că multe probleme încă continuă. Chiar dacă raportul nostru se referă la o perioadă limitată, 12 martie, 1 iunie 2020, oricum, cu regret, unele probleme care sunt reflectate aici, ele continuă și astăzi, iar acest lucru probabil doare cel mai tare pentru că oamenii încă continuă să se confrunte cu astfel de probleme. Până a trece la cele mai importante concluzii din raport, am să încerc să ofer cuvântul fiecărui dintre primari să ne expună din perspectiva lor cu ce s-au confruntat, care a fost experiența lor și a oamenilor din localitățile respective și ce s-a întâmplat cu problemele cu care s-au confruntat și dacă ele încă sunt și astăzi. Am să ofer cuvântul domnului Oleg Gazea. Vă rog frumos dacă puteți să ne spuneți câte ceva despre situațiile pe care le-am atins și noi sau poate sunt și alte situații în această perioadă. Da, vă mulțumesc. În primul rând vreau să vă duc sincere mulțumiri pentru prezență, că sunteți mereu alături de noi pentru apărarea drepturilor oamenilor din stânga Nistrului, din zona de securitate, vă implicați în problemele cele mai stringente. Da, vreau să zic că odată cu pandemie, odată cu restricțiile care au fost introduse, cu posturile neautorizate sau ilegale, platoul Cocieri, satele Mălvata Nouă, Cocieri, Cojova, au avut destul de mari probleme, începând cu persoanele care au fost arestate, cu libera circulației, practic, localitățile date au fost blocate, populația n-a avut acces, o posibilitate în afară de bacul plătitor, feribotul, în legătură cu instalarea posturilor, s-a mărit și numărul de transport, cu toate că s-au mai adaus rute adăugătoare, dar totuși populația din teritoriu, da, trebuie să vină cu o oră, două ore înainte pentru a prinde rând de a trece în partea dreaptă a Nistrului. Cu toate, chiar și ieri s-a ajuns la o înțelegere de a crea acces pentru populație, ieri am avut un caz, cred că a fost o provocare, de a întrerupe această înțelegere, de a trece cetățenilor din localitățile Mălvata Nouă, Cocieri, peste Transnistria, să ajungă în capitală, în Chișinău. A fost oprit microbusul unde se deplasau persoanele date, se deplasau pe câmp la muncă, de către miliția transnistriană, unde a fost făcut un proces pentru încălcarea regulilor circulației rutiere, cu toate că postul dat se află pe teritoriul Moloveții între satele Mălovata Nouă cu Cieri și n-aveau nici un drept să afle automobilul dat acolo. Au fost anunțați populația din teritoriu, combatanții, deplasându-ne la fața locului, poliția, miliția transnistreană s-a retrasă, dar grănicerii totuși au rămas la postul dat. Așteptăm care să fie încheierea Comisiei Unificate de Control în privința acestor posturi, când să fie luate totuși populația, să aibă o liberă circulație. Și este mai mare îngrijorare odată cu pandemie, cu instalarea posturilor acestea, ele să nu rămână pe perioadă mai îndelungată sau pentru totdeauna în preajma satelor noastre. Da, vă mulțumesc, doamna Raisa, dacă la fel puteți să ne spuneți câteva... Da, deci, domnul Pavel, în primul rând, eu de asemenea, ca și colegul meu, vreau să vă aduc sincere mulțumiri pentru că în toată perioada aceasta ați fost alături de noi și ați monitorizat situația care a fost în acest platou.
Totodată ne-ați ajutat în privința întrebărilor parvenite, ceea ce ține de încălcarea drepturilor omului, și de fiecare dată când ne-am adresat dumneavoastră, ați fost foarte disponibil și ne-ați acordat suport logistic. De aceea eu de asemenea vreau să aduc mulțumiri tuturor celor care s-au implicat în rezolvarea acestor probleme, fiindcă problemele, ele, dumneavoastră cunoașteți că au parveneau pe parcurs, dar atunci când într-adevăr au apărut posturile astea nelegitime, după cum dumneavoastră cunoașteți, noi ne-am adresat cu o scrisoare către toți cei care pot să hotărască această întrebare, inclusiv am adresat o scrisoare și către dumneavoastră ca necondiționat să fie scoase aceste posturi nelegitime și să avem dreptul la libera circulație. Noi aici, de fapt, pe acest platou am fost lipsiți în această perioadă de cele mai elementare drepturi. Dreptul la medicină, fiindcă știți că medicii practic nu au avut acces să vină la serviciu, dreptul la libera circulație, dreptul la prelucrarea terenurilor agricole, chiar dacă au fost întocmite acele liste care au fost aprobate de către ei, deci acces la terenurile agricole aveau persoane limitate. Noi am avut caz la Cocieri, că noi am avut peste 300 de persoane care aveau cota mică, deci ogoare, cum se numesc la noi. Ei așa și nu au avut acces la terenurile lor să le prelucreze și până în ziua de astăzi, iată abia acum de când s-a hotărât problema de acum cu deplasare, deci persoanele pot să-și meargă să-și prelucrează aceste ogoare. Vreau să zic că noi mai avem acum problemele, că tând că s-a hotărât întrebarea ce ține de libera deplasare acum peste vama de la Lunca, da? Fiindcă noi avem foarte mulți cetățeni care au viză de reședință în alte localități și practic socotim că aceste persoane astăzi sunt izolate. Noi, comuna Cocieri, avem două localități, deci Vasilevca astăzi, practic, ea nu poate să ajungă la primărie, la Cocieri, oficiul medicilor de familie, știți că tot este, deci ei se deservesc de oficiul medicilor de familie de la Cocieri, ei astăzi, în continuare, rămân lipsiți de dreptul de libera circulație și de dreptul de a primi o medicină primară, cel puțin dreptul legal care îl are fiecare cetățean. Deci noi astăzi cerem încă o dată, necondiționat, să fie scoase toate posturile care sunt pe perimetrul satului Cocieri. Eu am spus și mai spun încă o dată, eu cred că aceasta e mai mult problemă politică, fiindcă de fiecare dată, și îmi pare foarte rău că totuși întrebările date sunt puse de cetățenii noștri, dar noi nu suntem auziți. Deplasarea de la Dubăsari spre Cocieri, ea era mai puțin condiționată, fiindcă dumnealor practic făceau rânduri la banca, la Moldova Growing Bank, pe când persoanele noastre nu aveau cel puțin dreptul să meargă să-și primească sau să-și ridice pensiile, fiindcă noi avem pensionari care primesc pensiile din orașul Dubăsari. Problema cu primirea pensiilor a persistat până mai altă ieri, fiindcă persoanele încă n-au primit, nu și-au ridicat pensiile pe luna trecută. De aceea noi totuși intervenim cu o rugăminte foarte mare ca în mod cât mai urgent să se așeze la masa de negocieri și să fie scoase aceste posturi. Noi, desigur, că am vrea că nu numai aceste posturi să fie scoase. Noi am vrea în biopștii ca să avem o țară integră și să nu avem nici posturile, fiindcă, vă zic sincer, noi, băștinașii de aici, ne simțim cam nu stăpâni la noi acasă. Iată, mai ales ultimele 3 luni, într-adevăr, noi ne-am simțit ca în ospiții, să mă scuzați, când cineva trebuie să ne impună nouă niște drepturi ale lor și să ne le limiteze pe ale noastre. Este foarte durut faptul ăsta, deci noi evident că ne dorim ca cât mai repede să avem o țară integră, cât mai repede să fie scoase toate posturile, nu numai aceste interioare, dar și cele care sunt astăzi, care ne limitează să mergem spre Republica Moldova, deci toate posturile vamale. Deci noi ne-am dorit, eu am spus-o și mai spun o dată, noi avem o experiență foarte bună ca Găgăuzia, deci autonomie financiară, cum doresc ei să o numească, dar în cadrul unei țări. Noi ne dorim o țară integră, noi ne dorim ca în țara noastră să fim stăpâni noi, să avem libera circulație și ne dorim ca regulile să fie într-adevăr
puse egal pentru fiecare cetățean. Noi suntem gata astăzi să respectăm orice regulă care prevede legislația Republicii Moldova. Numai trebuie să fim puși între aceleași condiții. Eu mulțumesc încă o dată. Vreau să zic că, într-adevăr, mulțumesc și biroului de reintegrare, fiindcă foarte mult ne-au ajutat în soluționarea problemelor. Vreau să aduc sincer mulțumiri doamnei Cristina, vicepreministru, doamnei Aurelia Barbaroș, domnului Marin Bodruc, fiindcă orice întrebare care apărea la moment, într-adevăr, dumnealor în fiecare dimineață ne telefonau ca și cum dumneavoastră v-ați interesat de situația în care noi ne aflăm. Au mai fost și persoane de la birou care, într-adevăr, noi le mulțumim din suflet și în speranța că totuși întrebarea se va hotărâ. Mulțumim! Da, mulțumim, doamna Raisa, domnul Sergiu și dumneavoastră, vă rugăm foarte mult. Da, la fel, vă mulțumim pentru atenția care s-a dat nou, ca să ne fim trecutori la noi pe loc, să vedeți situația cu atitudinea voastră. La noi, cămână Cojova, leacă e situația altă ca la satele Cucire și Malavata, că noi aflăm pe teritoriul care îl controlează total organele Transnistriene. Dar vreau să vă spun că tot așa avem noi probleme ca și la Cucire Malavata, dar leacă mai grave, că cetățenii noștri nu pot să se deplaseze la Cucire, la ambulatorie, să prânească ulecoire, să cumpere medicamente. Și ultimele două, trei luni zile, primăria s-a ocupat cu aceea că lua la oameni cărcile de medicare, se duce la ambulatorie la Cuceri, aduce la fiecare leacuri pe acasă, primim pensiile, ajutoare sociale, că cetățenii din Corjova nu aveau acces să ajungă până la satul Cuceri. Vreau să vă spun mai mult că problemele astea au apărut nu de azi, ele au apărut 28 de ani înapoi, din 1992. Și foarte rău că nimeni nu a răspuns pentru asta, că s-au făcut lucrurile, nu s-au gândit la ce să ajungem noi, și amoi noi 28 de ani ședem în situația asta care suferim toți oamenii din sat. Și ne-e foarte neplăcut că când se apropie alegerile, ori parlamentare, ori locale, vin politicii de la Chișinău și promit foarte mult că sfătăm, ședem toți împreună, și numai să trece compania asta, de noi trebuie să uite. În 8 cetățeni din satul Corjova, comuna Corjova, practic cu 70% de oameni au cetățenia Republicii Moldova. Și ei sunt uitați de țară, de parlament, de stat. De ce? De atât că din toți membrii parlamentului, nimeni ultimii 8 ani zile, nu a venit în comuna Corjova să vadă pe loc și probleme la noi sunt. De atât vreau să mă adresez la toți politicieni, la toți deputați la parlament. Trebuie să mântuiți cu jocurile astea politice, să știți mai aproape de oameni. Că în Constituție și s-i scris că cel mai scump în țară este omul. Dar vine așa gânduri că nu trebuiesc oamenii noștri din comuna Corjova, cuiva la Chișinău, cu problemele noastre. Înseamnă că noi așteptăm că s-a schimbat situația înspre bine, că dacă așa e tot normal și oamenii atragă mai mult atenție la guvern, la parlament și asociații pe toți. De atât așteptăm schimbări mari, pozitive. Da, într-adevăr, după cum puteți observa, situațiile sunt simple, grave și atât oamenii locuitori acestor sate, cât și aleșii locali vor un singur lucru, vor ca problemele să fie rezolvate. Ele pot fi rezolvate, este nevoie de mai multă insistență, de mai multă voință și vă spun sincer, evenimentul de astăzi a avut loc cumva ad hoc, pentru că noi de obicei organizăm toate evenimentele noastre la sediul organizației Promolex, dar chiar vreau să mulțumesc pentru inițiativa de a organiza un astfel de eveniment aici, în teritoriu, pentru că după cum s-a petrecut el, după cum se petrece de fapt în continuare, nu exclud că astfel de evenimente vom organiza și pe viitor, ci chiar încurajez și chiar instituțiile de stat sau alte organizații neguvernamentale să facă același lucru, pentru că oamenii au nevoie să simtă că sunt alături, că suntem alături de ei și acesta practic este un prim pas spre rezolvarea problemelor
Și să nu uităm că problemele de drepturile omului nu pot fi negociate. Ele trebuie să fie ale omului doar în virtutea faptului că este, că este om. Mai mult ca atât, referitor la concluziile raportului nostru, nu pot să spun decât că, cu regret, unele dintre aceste probleme continuă. Oamenii sunt în continuare într-o situație și nu doar din raionul Dubăsar, pentru că, cum spuneam, este vorba despre toată regiunea transesteană în care se simt o înrăutățire acestor drepturi și ca recomandare generală, de fapt, pentru autoritățile constituționale să implice la fiecare pas autoritățile, administrația publică locală, pentru că, după cum vedeți, ei sunt deschiși, receptivi și mai mult decât ei, probabil nimeni nu vrea ca problemele din teritoriu să fie rezolvate în cel mai scurt timp, pentru că pandemia, cu regret, ne-a arătat că problemele care durează cu ani, ele nu fac decât să mocnească și să devină o problemă cronică care să afecteze mult mai tare, mult mai evident, și problema cu care se confruntă va fi ulterior mult mai complicat de rezolvat. În contextul celor spuse mai sus, nu fac decât să mă alătur la cuvintele care au fost spuse de către domnii primari și să mă alătur apelului care l-au lansat referitor la posturile ilegale instalate în acest teritoriu, dar dacă în acest teritoriu sunt în jur de 20 de posturi instalate nelegitim, abuziv, atunci în toată regiunea transesteană sunt instalate peste 37 de posturi, deci să nu uităm despre toate aceste posturi care urmează să fie eliminate, radiate, pentru că acesta ar fi un prim pas spre asigurarea drepturilor omului. Și suplimentar, chiar rugăm autoritățile constituționale să arunce o privire pe acest raport, să vadă această conferință și să asculte aleșii locali pentru a rezolva în cel mai scurt timp problemele cu care se confruntă aceștia, locuitorii acestor localități, dar și din întreaga regiune transestreană. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest eveniment. Cum am spus, sper că nu va fi ultimul în acest format și cumva să ajungă la urechile celor care decid, care au ceva de spus pe problema transestreană, și la următoarea întâlnire cumva să venim cu știri mai pozitive. Mulțumim! Da, sperăm că la următoarea întâlnire a noastră să fie foarte în curând și o să avem o țară integră, unde o să avem libera deplasare și nu o să avem impedimentele de, iată, care le avem la ziua de astăzi. Sperăm. În speranță. Mulțumim!